spectacol impresionant pe valurile Mării Negre. De asta vor avea parte turiștii și norocoșii care locuiesc la malul mării la începutul acestei primăveri. Pentru prima oară în ultimii 60 de ani, o flotă de peste 50 de veliere va cuceri apele albastre și doar una dintre ele, trofeul prieteniei, așa cum au numit organizatorii Marele Premiu al Rafetei 2014. Toate pânzele sus. Pe puntea navei adornată, pregătirile sunt întoi. De peste jumătate de secol, mândria portului Constanța alunecă pe mările calme ale continentului european și le înfruntă valurile. Big sailing ships are attractive. That's all over the world. Din 30 aprilie, atenția lumii va fi îndreptată și spre Marea Neagră. Apele noastre vor găzdui pentru prima oară în ultimii 60 de ani o flotă de peste 50 de veliere. They will see a tall ship fleet of about 20 ships. We have crew from 11 different nationalities. We are talking about 2000 people. Startul se va da în vamă. Până pe 27 mai, velierele își vor arunca ancorele în alte patru porturi și într-un final pe pământ românesc. Romania is the final port of this regatta. Marea nu are semafoare și nici limită de viteză nu există în largul mării, așa că navele se vor antrena într-o cursă cu adrenalină, dar nu numai. It's the ship that is voted by all the ships in the fleet to have done the most to promote international. The most important prize, the most important trophy is called the Friendship. Inclusiv bricul Mircea. Nava este un septuagenar cu reputație. Întreaga marină militară română și-a primit instrucția pe puntea veteranului, aceeași punte care va fi deschisă și publicului. Dar și șefilor de stat. Președinții Rusiei, Bulgariei și României vor patrona competiția. It's always interesting to learn of the background of presidents, but when we heard that he was a former sea captain, I guess that made it a little bit easier to attract him to our event. Trei nave românești s-au înscris deja în competiție. 300 de